Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 576 de locuri de muncă vacante. Potrivit informațiilor postate pe site-ul EURES, în Germania sunt vacante 236 de locuri de muncă pentru comisionar, operator stivuitor, factor poștal, bucătar, șofer, agent de securitate, agent pază, sudor, instalator, tehnician și manager vânzări, iar în Marea Britanie figurează liberă 158 de locuri de muncă pentru asistent medical de recuperare, anestezist, îngrijitor persoane, asistent medical terapie intensivă, asistent medical pediatrie, asistent medical pentru centre de îngrijire particulare, șofer camion, îngrijitor persoane, infirmier, asistent, bucătar și operator camion. Tot în această perioadă, Republica Cehă se caută pentru angajare 145 de persoane în meserile de lucrător-producție, operator, muncitor, croitor și lucrător în prelucrarea lemnului. În Suedia sunt disponibile alte 35 de locuri de muncă pentru vopsitor auto, mecanic auto și tinichigi auto, iar în Slovenia și Spania este liber câte un singur post. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele acces în portalul EURES Național, www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință, unde Consilierul Eures îi poate îndruma.